Deci, îmi face o deosebită plăcere să vă reved pe mulți din voi, deja în incinta Ministerului de Externe. V-am invitat astăzi ca să vă informez dumneavoastră și pe cetățenii noștri prin intermediul presiei despre rezultatele primei săptămâni, mai mult sau mai puțin, de activitate în calitatea mea de ministru de externe. O săptămână plină de evenimente importante care sper că vor contribui la rezolvarea mai multor probleme pe care Republica Moldova le are în plan extern. În ultima săptămână am reușit să fac câteva deplasări. Am mers la Paris într-o primă vizită pe exterior. Am avut o întrevedere cu doamna ministru pentru afaceri europene ai Franței, Amélie de Montchalin. Am organizat o prezentare pentru mai mulți diplomați din rang înalt din grupul celor 7 state mari, G7, referitoare la situația în Moldova. Și asta a fost săptămâna trecută, am avut și o primă vizită săptămâna trecută la Strasburg, la Comisia de la Veneția, pentru că știți contextul de politică internă în care ne-am aflat săptămâna trecută. Și am discutat acest lucru și la Comisia de la Veneția, iar săptămâna asta am întreprins o vizită la Washington, în Statele Unite, care este un partener de extremă importanță pentru Republica Moldova. Și am avut câteva obiective în această vizită. Pentru a atinge aceste obiective la care mă voi referi, am avut o serie de întrevederi la Casa Albă, în echipa domnului președinte Donald Trump. Am avut întrevederi la nivel înalt în Departamentul de Stat, în Congres, la Agenția de Asistență Externă a Statelor Unite, USAID. Am avut întrevederi cu experții și ONG-urile din Washington, cadrul unui eveniment public la Institutul Republican Internațional. Și am avut o întrevedere foarte, foarte importantă pentru mine personal, dar și pentru bună funcționare a întregii diplomații ai țării noastre. Am avut o întrevedere cu diaspora, în care am discutat mai multe lucruri. Să mă refer succint la subiectele de discuție în relațiile noastre cu Statele Unite și la primii pași de cooperare concretă. Statele Unite și-au declarat un sprijin unanim și foarte puternic pentru noua guvernare de la Chișinău, pentru tranziția pașnică care a avut loc săptămâna trecută la Chișinău, și absolut toți interlocutorii mei din Statele Unite au spus că ei își doresc să sprijine Republica Moldova în această nouă etapă a istoriei sale și în următoarele faze trebuie să discutăm foarte concret cum dezvoltăm relațiile dintre noi și Statele Unite și cum Statele Unite ne pot ajuta pe anumite dosare concrete. Dacă ne referim la dosare concrete, dumneavoastră știți că în ultimii ani Statele Unite au implementat mai multe proiecte de asistență oferite Republicii Moldova, inclusiv prin intermediul corporației Provocările Mileniului, în care în Republica Moldova s-a construit un drum nou la Sărăteni și s-au construit noi sisteme de irigație care permit agricultorilor noștri să aibă un randament mai mare și le permit să lucreze mai bine, mai ușor, să genereze locuri de muncă și salarii pentru concetățenii noștri angajați în câmpul de muncă în domeniul agricol. Și ținând cont de acest lucru, am solicitat de la Statele Unite o prelungire a asistenței pe care am putea o primi prin Corporația Provocările Mileniului. Anterior, Guvernul Republicii Moldova a avut discuții cu Statele Unite referitor la o nouă rundă de asistență, însă acele discuții au fost blocate pentru că Republica Moldova
nu corespundea criteriilor de anticorupție pentru a obține noi finanțări în Statele Unite. Și de aceea noi am convenit cu partenerii noștri americani că vom face un efort comun pentru a debloca situația, pentru a reduce cât mai repede gradul de corupție din Republica Moldova, lucru care ne va permite să beneficiem de asistență externă mai mare. Am avut o discuție oarecum similară și la Agenția Statelor Unite pentru Asistență Externă, USAID, care de aproximativ un an nu au privit cu ochi buni oferirea de asistență Republicii Moldova din cauza evoluțiilor politice de anul trecut de la Chișinău și astăzi USAID își declară deschiderea deplină pentru a relansa și accelera proiectele comune dintre Republica Moldova și Statele Unite, inclusiv în tot ce ține de asistență. În curând, vom avea o delegație, efectiv în foarte curând, în următoarele 10 zile, vom avea o delegație din Statele Unite care va veni la Chișinău pentru a evalua în ce domenii prioritare urmează să ne concentrăm pentru cooperare și pentru asistență și noi, pe interior, în Guvernul Republicii Moldova, facem o evaluare pentru noi, pentru a identifica acele domenii prioritare în care vom solicita în continuare sprijin american. În același timp, un mesaj foarte important la care țin foarte mult, eu personal, guvernul, întregul guvern, este că noi, ca țară, trebuie să depășim postura asta de solicitare permanentă asistenței externe. Noi vrem asistență externă, avem nevoie de asistență externă la etapa actuală pentru a ne relansa economia, pentru a ne relansa mediul politic, pentru a ne consolida instituțiile, pentru a putea lupta mai bine cu corupția, astfel încât, într-un viitor previzibil, să ajungem în situația de a nu mai solicita asistență și de a merge pe o politică mult mai activă de atragerea investitorilor, pentru că investitorii creează locuri de muncă, investitorii plătesc salariile și de aceea, inclusiv mesajul meu în Statele Unite a fost că în această primă fază vom solicita asistență, deblocăm dialogul politic, dar intenția și speranța noastră e să luptăm cu corupția aici, acasă, să investim, să dezvoltăm, să îmbunătățim mediul de afaceri, astfel încât noi să putem atrage investitori străini care vor plăti impozite, salarii cetățenilor noștri. Am avut și o întâlnire foarte interesantă cu diaspora noastră din Statele Unite. Sunt foarte mulți oameni motivați care au urmărit cu sufletul la gură ce se întâmplă la Chișinău. Am avut un schimb de păreri foarte bun. Lucrul acesta m-a alertat la două lucruri. În primul rând, pentru și una din prioritățile activității mele în calitate de ministru de externe, va fi îmbunătățirea serviciilor consulare, astfel încât să avem, să simplificăm viața cetățenilor noștri de peste hotare. Noi vom crea un grup de lucru la Ministerul de Externe, deja am avut această discuție cu colegii mei, pentru a colecta mai multe idei din partea cetățenilor noștri aflați peste hotare pentru îmbunătățirea serviciilor consulare și un lucru foarte important pe care l-am constatat în Statele Unite este că, și aici voi adresa un mesaj inclusiv ambasadelor și reprezentanților Republicii Moldova peste hotare, că succesul lucrului diplomației noastre, inclusiv ambasadelor, depinde în foarte mare parte de relațiile pe care ambasadele noastre și întreg Ministerul de Externe îl va avea cu diaspora. Este un lucru extraordinar de important și inclusiv ambasadele noastre, ele nu trebuie și nu servesc unui guvern, unui ministru sau unui șef de departament sau unui ambasador. Rolul ambasadelor este să servească toți cetățenii Republicii Moldova, inclusiv acei cetățeni care s-au regăsit în afara hotarelor Moldovei. Vă mulțumesc. Acum voi răspunde cu plăcere la întrebările dumneavoastră. Stimați colegi, puteți adresa întrebări. Vă rog să vă prezentați, să numiți instituția media.
Elena Părgaru, Televiziunea Română. Domnule ministru, anterior fostul premier Pavel Filip anunța despre transferarea ambasadei Republicii Moldova în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Puteți spune cum vedeți dumneavoastră această decizie, cum văd partenerii americani această decizie și, în general, dacă mai este ea în vigoare. Mulțumesc. Partenerii noștri americani văd foarte simplu, tot așa cum o vedem și noi. Nu a existat o decizie a unui guvern de mutare a ambasadei, pentru că, la data respectivă, când s-a făcut această declarație politică, nu exista o astfel de entitate legală în Republica Moldova, guvernul Filip. În plan legal, ceea ce s-a întâmplat cu această declarație, cu un grup de simpli cetățeni Republicii Moldova, care cândva au deținut funcții în guvern, s-au reunit și au făcut o declarație politică. Altceva nu s-a întâmplat. La data când acest grup de cetățeni a făcut acea declarație, guvernul Republicii Moldova era guvernul doamnei, condus de doamna Maia Sandu. Vă uitați calendaristic când a fost votat nou guvern, puteți folosi nu doar calendarul meu personal, dar și calendarul Curții Constituționale din Republica Moldova. Deci, partenerii noștri americani și-au dat foarte bine seama de acest lucru și de-aia acest subiect, vă spun, nu a fost ridicat în discuțiile cu noi și acest subiect nu a fost discutat și ridicat cu noi în Statele Unite. Ambasada Republicii Moldova rămâne unde a fost, asta este decizia guvernului, iar dacă un grup de cetățeni a vrut să facă alte declarații, lucrul ăsta nu ține de... Deci nu este competența mea să le comentez. Ambasada Republicii Moldova rămâne acolo unde a fost. Patricia Podoleanu, ProTV. Pe de altă parte, același cabinet Filip a aprobat semnarea contractului de vânzare a terenului republican, acolo unde ar urma să fie ridicată o nouă ambasadă a Statelor Unite. Americanii cum privesc acest lucru, având în vedere că ei își doresc asta? Da. Noi aici privim cu toții acest lucru cu aceeași ochi și cu aceeași abordare. Ne mișcăm cu maximă rapiditate, chiar astăzi am după amiază o ședință pentru a debloca situația și ne afla și a intrat într-o nouă fază în care Statele Unite vor fi în poziție de a începe lucrările de construcție a ambasadei. Deci aici nu există blocaje, nu există întrebări. Singurul lucru este, sunt câțiva pași tehnici pe care trebuie să-i facem din partea noastră ca guvern al Republicii Moldova pentru ca să scoatem acest subiect de pe agenda discuțiilor teoretice și să trecem la construcția edificiului. Decizia asta a fost luată cu mult timp înainte. Ea a fost reiterată săptămâna trecută printr-o declarație. Dar aici nu există nicio problemă. Noi deja lucrăm ca ca în viitorul foarte apropiat să avem toate documentele în regulă pentru ca Statele Unite ale Americii să aibă o nouă ambasadă la Chișinău. Rog, următoarea întrebare. Nicoleta Florian, Publica TV. Ați declarat anterior că, citez, toate guvernările eșuează și vom eșua și noi. Important, ce veți reuși să faceți, adică guvernul Sandu, înainte ca aranjamentele și constelațiile politice să se schimbe. De ce faceți asemenea declarații dumneavoastră la câteva zile de la depunerea jurământului în guvernul Sandu? Asta înseamnă că nici dumneavoastră nu credeți în acest guvern? Nu. Pentru simplu, vă mulțumesc pentru această întrebare. Pentru simplu motiv și ceea ce aveam eu în vedere este că în toate țările democratice, toate guvernele au un mandat limitat. Eu nu vreau să mor în fotoliu de la etajul de sus și tot niciunul din colegii mei nu vrea să fie ministru până la sfârșitul vieții, pentru că, din simplu motiv, că în guvernele, în țările democratice, guvernele au un mandat limitat. Ele își exercită acest mandat pe perioada duratei Parlamentului sau pe perioada în care sunt sprijiniți de o majoritate parlamentară. Deci, ceea ce am spus și reiterez este că, da, și acest guvern va avea un mandat limitat. Intenția mea este să fac maxim posibil în timpul pe care îl voi avea ca ministru de externe și ca membru al guvernului.
Acum, eu nu sunt Nostradamus și eu nu pot prezice cât va dura sprijinul politic pe care acest guvern îl are din partea Parlamentului. Însă ceea ce simt și ved este că avem o majoritate fermă, am sprijin politic necondiționat din partea tuturor componentelor alianței, coaliției care au creat această majoritate, absolut pe toate dosarele, în special și pe integrarea europeană, și pe relațiile cu Statele Unite, și pe implementarea acordului de asociere. Am mandat de plin din partea majorității parlamentare și intenția mea e să lucrăm cu maximă viteză, pentru că nu avem timp de pierdut, am avut blocaj în politica externă, acum mergem foarte rapid să le deblocăm, în toamnă, în septembrie, deblocăm asistența europeană, lucrăm deja pe dosare concrete cu Statele Unite, eu voi întreprinde o serie de vizite peste hotare în săptămânile care vin pentru a transforma politica externă din nou în unul din pilonii funcționalității guvernului și pentru a ajuta guvernul să meargă înainte și să implementeze celelalte priorități, anticorupția, îmbunătățirea mediului de afaceri, etc., etc. Mulțumim, următoarea întrebare. Anatol Carciuc, Radio Moldova. Domnule ministru, anul trecut, la solicitarea sau la sugestia Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, guvernul a aprobat deschiderea 4 noi misiuni diplomatice, Ghana, India, Argentina și Irlanda. Și vreau să vă întreb opinia dumneavoastră, dacă este oportună deschiderea acestor misiuni diplomatice și eventual deschiderea altor misiuni diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Republica Moldova are nevoie de o rețea vizibilă, activă, puternică, respectată peste hotare, de o rețea diplomatică peste hotare. După cum știți, sunt în această funcție de doar câteva zile. În aceste prime zile m-am concentrat pe deblocarea relațiilor externe, pe unele urgențe. Acum, ieri, astăzi, mâine, sunt în situația de a face o analiză a tuturor dosarelor din Ministerul de Externe, inclusiv dosarul celor ambasadelor noi, și voi fi în poziție să vă dau un răspuns detaliat în curând. Și pentru mine tot este important, eu nu vreau să pretind că știu totul, eu prefer să vă dau răspunsuri atunci când m-am documentat, atunci când am analizat un subiect și prefer să nu mă grăbesc cu răspunsurile. Vă mulțumesc mult. O întrebare, ultima dată. Da. Bună ziua. Dacă se poate, două întrebări. Facem două. Scurte. Nu, facem cu dumneavoastră o întrebare și doar o întrebare. Prima întrebare, să-i spunem așa, ar fi legată de... Aș vrea să vă întreb dacă ați discutat aspectul securitar la Washington și dacă au existat oarecare întrebări vis-a-vis de preluarea de către PSRM a Ministerului Apărării. Și după cum știm, în 2017 am avut o criză în Republica Moldova când militarii Republicii Moldova nu s-au putut antrena în exercițiile militare din regiunea alături de NATO. Au existat întrebări sau există temeri pe această dimensiune? Și doi, când mergeți la București, dacă aveți în plan să mergeți la București în viitor apropiat? Și mai era întrebare, dacă vreți să... Vizită, având în vedere această coaliție PSRM și blocul acum, ați plecat la Washington, preconizați și o vizită în Rusia? Și pe când? Deci, referitor la cooperarea în domeniul securității cu Statele Unite, avem o istorie de cooperare foarte lungă cu Statele Unite. Practic, din primele zile a independenței Republicii Moldova, am avut o relație excelentă cu Statele Unite. De cât 28 de ani, practic, Statele Unite au sprijinit instituțiile Republicii Moldova responsabile de securitatea țării. Sunt sute de militari moldoveni care au învățat, au făcut stagii în Statele Unite. În Carolina de Nord avem un parteneriat de foarte lungă durată de instruire a militarilor noștri. Și acest parteneriat, de-a lungul anilor, a supraviețuit tuturor guvernărilor de la Chișinău și acest parteneriat va continua și va fi intensificat. Noi am discutat acest lucru cu Statele Unite. Am discutat și
cooperare potențială cu Statele Unite în tot ce ține de securitate internă, lupta anticorupție, reforma instituțiilor din sistemul, reforma instituțiilor din Republica Moldova, inclusiv poliție, procuratură, sistemul judecătoriesc. Aici noi avem o istorie de dialog și cu Uniunea Europeană, și cu Consiliul Europei, și cu Statele Unite. Am discutat acest subiect și acum. Intenția noastră e să accelerăm acest parteneriat cu Statele Unite. În ce privește de alocarea funcțiilor unui partid sau altul, până la urmă, toate numirile importante din statul Republica Moldova nu se fac de o singură instituție sau o singură persoană, dar se fac prin Parlament. Și în acest sens, Parlamentul, majoritatea parlamentară, va fi acea entitate care va lua deciziile necesare privind numirile în funcție a unor noi miniștri sau șefi de instituții. Și aici nu este vorba de un partid politic anume, ci de o majoritate parlamentară. Referitor la următoarele deplasări, săptămâna viitoare merg într-o deplasare la Lisabona. Voi avea o întrevedere cu președintele în exercițiu, cu ministrul de externe Miroslav Lajčák al Republicii Slovacie, care deține președinția OSCE. Voi avea o întrevedere cu omologul meu portughez. Merg la o conferință importantă de pe harta evenimentelor de politică externă europeană, unde vor fi mai multe personalități din politica externă europeană. Și chiar astăzi discutăm datele unor viitoare deplasări în toate capitalele ai celor țări care ne sunt partenere: București, Kiev, Moscova, Berlin, Bruxelles. Acum, eu sunt foarte flexibil, dar aceste date nu depind doar de mine. Eu deja am trimis câteva opțiuni și prietenii noștri de peste hotare trebuie să ne trimită și ei preferințele lor. Și în momentul în care voi avea aceste confirmări, veți fi primii care vor afla despre următoarele mele vizite, deplasări peste hotare. Și cu siguranță Bucureștiul este o prioritate absolută pentru următoarele mele deplasări. Vă mulțumesc!